dat această opinie pentru opinia politică, dar este și imunitate în fața legii, care așează pe unii deasupra legii. Vă rog să formulați, membrii comisiilor să se abțină a face comentarii până nu se încheie sesiunea de răspunsuri. Vă rog să formulați răspunsul la întrebare care e puțin mai complexă, practic, vizată același domeniu, dar trei aspecte. Care este sistemul de imunități la care faceți referire? Dacă în acest sistem este vorba și despre imunitatea care vizează pe sau de care beneficiază președintele statului și cum veți reuși acest lucru, procedura. Înțeleg bine, doamna Arcevi, vă rog. Vă rog să mă scuzați, era foarte concretă întrebarea. Dar, fărălor, la ce instituții publice vă referiți și dacă instituția prezidențială face parte din aceste instituții? Care sunt instituțiile publice la care vă referiți? Pentru că dumneavoastră spuneți de întărirea legislației privind consolidarea integrității în instituțiile publice. Care sunt, punctual, nu este complicat deloc, care sunt instituțiile publice la care vă referiți? Și dacă instituția prezidențială face parte din ele? Pentru că pentru a funcționa un stat în regim democratic, este foarte important ca președintele să aibă imunitate pe perioada mandatului. În afară de imunitatea pe care o are președintele, asta a fost răspunsul la una o parte din întrebare. Deci, președintele întrebarea era mai complexă și dacă faceți referire și la alte instituții, atunci nu vă referiți la imunități și la reviziunea sistemului. Mie mi se pare că aici ar trebui făcut referire la administrația centrală și locală. După știința mea, oamenii care lucrează funcționarii publici nu au imunitate și când vorbim de imunitate, vorbim de imunitate pentru funcția de asta. Este imunitatea pentru declarațiile politice. Nu. Nu vrea să facă o privire a istoriei imunității. Și care sunt instituțiile care se întâmplă? Așa întrebam. Să mai intervenim, doamna Cătăniciu? Nu, bă, ce ar vrea? Să răspund eu. Am avut sentimentul că vreau să interveniți. Trecem la următoarea întrebare. Supărați. Aici discutăm și nu cred că discutăm. Noi audiem, vă rog să mă credeți că sunt de foarte bună credință. Exact la fel ca toți colegii mei din această sală. Dar vă rog să aveți în vedere că audiem viitorul ministru al justiției. Dacă dumneavoastră considerați că este doar o simplă formalitate, atunci eu renunț la a primi răspunsul la întrebarea pe care eu am adresat-o, o întrebare de bun simț, cea mai simplă întrebare, având în vedere statul de drept pe care stimata doamnă îl clamează și îl apără de 25 de ani. Dacă dumneavoastră considerați că este o formalitate această audiere, eu renunț la a mai primi răspuns din partea doamnei. Dacă această audiere este serioasă, aștept răspuns. Și vă rog să nu treceți mai departe până când nu se va răspunde la această întrebare. Am înțeles perfect dorința dumneavoastră care este legitimă. Audierea este una foarte aplicată, nu este deloc formală. Prezența alături membrii Parlamentului, Cameră și Senat demonstrează acest lucru. Doamna candidat a schițat un răspuns. Eu v-am întrebat dacă sunteți mulțumită de răspuns.
Mai departe, vă rog să-mi spuneți cum considerați că a trebuit procedat. Aș vrea să răspundă cum dorește NUR concret să revizuiască acest sistem de imunități. Deci, practic, este partea a treia a primei întrebări, mai era care e sistemul, a doua dată președintele face parte din ea și cea de-a treia parte, care este procedura, cum doriți dumneavoastră să modernizați, să abordați, să revizuiți acest sistem. Am înțeles. Este partea a treia a întrebării doamnei Cătăniciu, la care nu s-a primit răspunsul. Dacă nu puteți formula un răspuns, vă rugăm. Vă referiți la imunitatea în cazul cercetării penale, atunci când se cere. Este una din imunitățile la care probabil că face referire doamna Cătăniciu în urma lecturării programului de guvernare. De exemplu, aceasta. Părerea noastră a fost că în fața legii toți ar trebui să fie egali, iar politicienii, cei cu funcții alese, să aibă imunitate doar pentru declarațiile politice. Vă rog, doamna Cătăniciu, a spus să nu trece mai departe până nu vă declarați satisfăcută sau nesatisfăcută de răspuns. Dumneavoastră ce credeți? Sigur că da. Eu vă întreb pe dumneavoastră că ați formulat întrebarea. La final, fiecare ne exprimăm opinia prin vot. Dacă vis-a-vis concret de această întrebare și vis-a-vis de răspuns, mai doriți să ridicați un comentariu sau o altă întrebare, evident. Nu, doresc să spună, stimata doamnă, care este procedura pe care urmează să o aplice în această revizuire a sistemului de imunități. Cum anul? Vă rog, doamnă. Nu suntem într-un moment în care s-a format un guvern pentru a depăși o situație destul de complicată, pentru a depăși o criză de încredere pe care o au politicienii. S-a făcut acest program de guvernare într-un interval foarte scurt. Ca să mă întrebați, deci nu să mă întrebați despre proceduri acum, într-un moment în care nu am ajuns să facem planul de acțiune, ci suntem doar în faza în care ne propunem să creștem identitatea de administrația. Da, nu au fost încă stabilite. Nu au fost stabilite aceste răspunsuri. Nu știu sincer ce proceduri au fost stabilite. Vă rog, doamna Dăniciu. Dacă dați voie, doar o scurtă referire doresc să fac. Stimată doamnă, dumneavoastră sunteți în cadrul într-un cadru solemn, aș putea să spun, la această audiere. Toți colegii care sunt prezenți, sau mă rog, în prezența cărora vă aflați, sunt oameni politici. Dumneavoastră, având în vedere modul în care vă prezentați la această audiere, dumneavoastră aveți impresia că aveți dreptul moral să ne vorbiți nouă de criză de încredere? Criză de încredere pentru oamenii politici când dumneavoastră vă prezentați la o astfel de audiere pentru viitorul ministru al justiției pentru a fi desemnată și votată în plen. Ca viitor ministru al justiției, considerați că aveți dreptul moral să ne vorbiți despre criză de încredere? Mulțumesc foarte mult. Domnul senator Dunțu